am stat noi aici cu magazinul, în 2012 l-am mutat în altă parte, am asistat treptat la decăderea unei străduțe care avea un aer interbelic foarte plăcut. Era mică, liniștită, vie și totuși centrală. Din 2008 în 2010, când criza a început să-și facă simțite efectele, buticurile din jur s-au închis pe rând, iar clădirea de vis-a-vis, care ne-a plăcut mult când am închiriat locul, a ajuns de la un posibil monument istoric, o ruină, cum este acum. Toți anii ăștia ea a fost îngrijită de un domn, un fost constructor, o prezență foarte pitorească și permanentă pe stradă, domnul Nicu, un domn cu îndeletniciri foarte gospodărești, avea obiceiul să scoată pe stradă obiecte din casă și le aerisea, le meșterea, le sorta, le arunca, le... Dormea câteodată pe fotoliu, pe canapea, pe stradă. Deci era foarte activ. La un moment dat am asistat din magazin, la momentul în care, reparând balconașul idilic de la etajul întâi, a căzut de la etaj. În mod miraculos, fiind probabil un mare supraviețuitor, n-a pățit nimic și a rupt doar o mână. Și a umblat câteva luni de zile cu un mare gips. Tot el s-a confruntat cu o situație în care, el fiind parțial prezent și parțial treaz, niște homeless s-au insinuat în casă și au ocupat o parte din casă. Și metoda la care s-a gândit ca să-i scoate de acolo a fost să dea foc. Deci a incendiat. A fost un incendiu în toată regula. Și într-adevăr, i-a scos pe homeless, dar a și distrus încă o bună parte din clădire. După care, într-o bună zi, proprietarul italian a trimis o doamnă foarte cochetă și doi muncitori care, în plină zi, au zidit complet spațiile de la parter. Prin 2011, când am hotărât că nu se mai poate, trebuie să plecăm de aici. Lucrurile erau în ultimul hal, cred că nici mașina de gunoi nu mai trecea. La ambele capete ale străzii erau mormane de gunoi, lăsate cu zilele. Aproape jumătate din buticurile de pe stradă se închiseseră. Iar în fața magazinului nostru cochet și foarte bio, se instalase o doamnă care făcea comerț pe trotuar cu legume-fructe. Am încercat o vreme să o îndepărtăm, am vorbit cu sectoristul, cu ea, cu soțul, cu... Nu s-a putut. Doamna a spus că ea nu ne face concurență, că ea nu vinde bio și că... Ea a mai vândut mai de mult aici, când noi încă nici nu habar n-aveam și nici nu eram pe aici, deci ea nu pleacă. Așa că n-am avut încotro și am conviețuit cu ea o vreme. Într-o simbioză dintre asta dubioasă, ea, așa cunoscând-o, ți era tot mai greu să o ușuiești, pentru că avea 3 copii, era gravidă cu al 4-lea, pe care l-a și născut, și venea cu căruciorul aici la noi în față. Și începuse așa, un pic să ne sprijine. Dacă o întreba lumea de dacă n-are mărar, pătrunjel, spunea, n-am, dar vedeți, poate au fetele la bio. Dacă ieșea lumea nemulțumită, spunea, luați de la mine, că nu sunt bio, dar sunt bune. Deci, într-un fel, ne-am împrietenit. Marea surpriză a fost când am văzut că după ce noi ne-am mutat, încercând să mai renegociem chiria și nereușind, ne-am mutat și cine crezi că s-a mutat în locul nostru în magazin? Doamna de pe trotuar. A fost pentru mine un mare, mare șoc. Pentru că mi-am dat seama cât de aspirațional a fost magazinul nostru pentru ea.
Se pare că proprietara noastră, doamna Geta, nu a mai găsit pe altcineva care să închirieze spațiu și i-a dat ei la un preț mult mai mic decât nouă. Eu m-am amuzat foarte tare și mă urmărește în continuare această mișcare a ei. Nu știu dacă am știut vreodată cum o cheamă sau cred că n-am știut. După ce s-a mutat, a vopsit tot în altă culoare de verde și a scris pe geam legume și fructe pentru sănătatea dumneavoastră. Deci ceva a învățat de la noi. Și o vreme chiar știu de la clienți care ne-au căutat că i-a trimis în Amzei după noi.